Salutare tuturor, sunt Cristian și bine v-am găsit la partea a doua din dacă personajele din Inazuma Eleven ar fi avut FIFA Cards. Dar înainte de a începe acest video, aș aprecia foarte mult dacă ați da un like și v-ați abona. Iar ca un mic reminder, cei care urmăriți clipurile pe canal nu sunteți abonați. Vă las aici o statistică să vedeți și voi. Deci să începem. Începe prima dată cu Hijikata Raiden, care este fundaș central. Acesta are la pace 70, la shoot are 70, la pas are 75, la dribbling are 60, la defending are 90, ceea ce este normal fiindcă este fundaș, și la physical are 96. Următorul din acest video este Kabeyama Heiguru, care este tot la fel fundaș central. Acesta are la pace 30, la shoot are 50, la pas are 70, la dribbling are 4, la defending are 94, ceea ce este normal fiindcă este fundaș, și la psihică are 95. Ei bine, urcăm o poziție mai sus și ajungem la linia de mijlocaș, mai exact la Kazemaru Ichiruta, care este mijlocaș central. Acesta are la pace 95, la shoot are 80, la pas are 82, la dribbling are 80, la defending are 90, iar la psychical are 88. Iar acum ajungem la Afuro Terumi, care este mijlocaș central de atac, iar la pace are 90, la shoot are 94, la pas are 88, la dribbling are 95, pe defending stă puțin mai slab și are 65, și la psychical are 95. Iar acum ajungem la linia de atacanți, iar în acest video avem un singur atacant, și mai exact pe Kiyama Hiroto, care are la pace 90, la shoot are 96, la pas are 91, la dribbling are 92, la defending are 80 și la psychical are 95. Ei bine, cam atât a fost cu acest video. Vă las și vouă jucătorii aici pe ecran să-i urmăriți mai bine și noi desigur că ne revedem data viitoare. Nu uitați să lăsați în comentarii alte sugestii de clipuri dacă aveți.